Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la postul de televiziune N24 Plus, la o nouă emisiune din seria Conspirația Tăcerii. Acea emisiune care vă revelă lucrurile ciudate, bizare, strane și insolite, care de regulă sunt ocultate, abscunse cunoașterii dumneavoastră. În emisiunea de astăzi avem o temă care este foarte legată de actualitate, de evenimente care se petrec sau care se anticipează a se întâmpla în perioada imediat următoare, evenimente care sunt legate de contextul economico-sociopolitic al lumii actuale. Invitat de onoare în studio în această seară este domnul general, profesor universitar, dr. Mircea Chelaru. Bine ați venit, domnule general. Bună seara. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația să participați la această emisiune, mai ales că avem o temă foarte specială și care cred că necesită o analiză cu deosebită atenție, respectiv războiul și teoria conspirației. Stimați telespectatori, după cum am primit de la dumneavoastră prin numeroase semnale, sunteți foarte interesați de ceea ce se numește iminentul război, care ar trebui, conform unor știri din mass media, scrisă și vizuală, din multimedia, dacă punem și internetul, potrivit acestei știri, pe 11 noiembrie, fix la ora 10:30, ar trebui să fie declanșat un război nimicitor, care ar putea fi un al treilea război mondial, crud și cu urmări nefaste. Au apărut analiști politici, analiști militari, care au încercat să dea diverse răspunsuri la această problemă, care a ridicat foarte, foarte multe semne întrebare. Lumea se îndreaptă spre o confruntare sau încă mai trăim într-o zonă de pace și liniște? Vom vedea care este legătura și între această acțiune de informare, de dezinformare sau intoxicare, o vedem la ce categorie o vom include, și ceea ce de regulă numim teoria conspirației. Domnule general, cu ani în urmă, prin 1993, a scris o carte care, într-un limbaj așa neacademic, a făcut valuri foarte mari. Este vorba de o posibilă soluție, carte care s-a epuizat în două zile și care, la vremea respectivă, a avut aprecieri deosebite. Am adus-o în discuție pentru că multe din lucrurile pe care dumneavoastră le anticipați în această carte, iată, s-au întâmplat sau se întâmplă în zilele noastre. Legând de acest eveniment ipotetic al războiului, credeți că în momentul de față mai este posibil declanșarea unui război mondial și chiar așa anunțat cu sârme și trâmbițe la o oră fixă, la 10:30? Nu pot să răspunde în terții, nu în datru, cu da sau nu. Pentru că telespectatorii dumneavoastră, care nu numai că urmăresc, dar mai ales încearcă să și deceleze, să aleagă, să-și formeze o opinie pentru sine, trebuie să înțeleagă că războiul este poate, nu poate, cu siguranță, cea mai complexă formă de manifestare a acțiunii umane și poate cel mai de greu înțeles concept filozofic al omenirii. Încep cu această frază destul de sobră, pentru că situația de față este destul de gravă, iar războiul nu este nici pe departe un bal mascat sau joc de artificii. Războiul are finalitate, indiferent ce manifestare el se produce, moartea. A fi sau a nu fi. Nu este războaie care, în care cineva să-și negocieze victoria cu inamic, să dea la pace. Nu este războaie în care să fie doar, atenție, învinși și învingători. Este războaie care produc consecințe mult mai grave decât cele care suportă cel ce și-a pierdut viața sau cel care, pe de o parte, își arogă produsul victoriei. Cunoașteți că despre război s-a vorbit, s-a teoretizat încă cu mult timp înainte de Hristos. Am chiar aici cartea care dăină de peste 7.000 de ani, scrisă cu 5.000 înainte de ani de Hristos. Cartea lui Sun Tzu, Arta Războiului, dacă vrea să o focalizeze, o aduc în discuție pentru că e mai actuală ca niciodată. Principiile au rămas aceleași. Formele lor de aplicare sunt diferite.
În anii 93 apăruse o carte a lui Toffler, foarte interesantă, Supraviețuirea zorii secolului 21, în care avea o sintagmă. Ar putea ca pe tine să nu te intereseze războiul, dar cu siguranță războiul este interesat de tine. Nu are niciun fel de conotație directă. Se pare că nu poate fi exploatată această frază în limbajul comun ca să înțeleagă oricine despre ce este vorba. Ulterior, în schimb, aceste analize au apărut pe toate piețele de desfacere a ideilor asupra conflictualității conceptul de meta-război. Și s-a extins ideea de război, s-a preluat, dacă vreți dumneavoastră, această sintagmă asupra tuturor domeniilor vieții. Războiul economic, războiul informațional, războiul informativ, războiul mediatic, războiul petrolului, războiul surselor. Deci peste tot s-a vorbit numai de război. Ceea ce ne-a obligat, la acea vreme eram chiar directorul Colegiului de Război, care punea în bazele unei noi filozofii, a unei interpretări corecte pentru a sesiza direcțiile, unii spun trendurile, direcțiile pe care mintea noastră trebuie să le exploreze. Pentru ce? Pentru a determina sursele generatoare de asemenea tipuri de războaie, de a regândi relația război-politică, chiar am scris un eseu, relația război-politică împreună cu regretatul profesor Habian, prorectorul Academiei în alte studii militare la acea vreme, și pentru a lucra preventiv asupra dezvoltării acestor surse incitatoare la ce? La crimă. În concepția noastră, războiul este împotriva legilor firii vieții. Clausewitz spunea că războiul este politica continuată cu alte mijloace. În școala românească de strategie, noi am avansat conceptul non-clausewitzian. Războiul, în virtutea tuturor legilor democrației, a legilor vieții. Viața este bunul suprem, articolul 1 din Constituția Statelor Unite. Trebuie făcut totul pentru ca să eviți războiul. În consecință, nu cred că există vreo politică ce se poate justifica producând războiul, în sensul producând dispariția vieții, fie și a un singur om. Așadar, războiul nu poate fi considerat ca o continuare a politicii cu alte mijloace, ci din potrivă, și o subliniez cu foarte mare convingere, lucru pe care l-am dezvoltat inclusiv la Colegiul de Război al Forțelor Terestre al Statelor Unite din Karl Barracks, că războiul mai degrabă este un eșec al politicilor din timp de pace care n-au reușit să le evite. Războiul este o fractură a rațiunii umane de a prezerva starea de pace. Legea întâi naturală, care coboară din legile divine, după Montesquieu, este aceea de a menține starea de pace, spune el, fie chiar și prin promovarea unei anumite, anumit mediu de frică. Frica de celălalt pentru a nu produce agresiunea. Asta este explicația celor peste 40 de ani de război rece, prin întreținerea escaladării, producând frica față de celălalt, în termenii noștri tehnici, înseamnă descurajarea. Politica disuasiunii, a descurajării reciproce, a fost întreaga opțiune a perioadei imediat după cel de-al doilea război mondial, configurat în război rece. Am simțit nevoie să fac asemenea introducere, să vă explic și de ce meta-războiul, disimulat în tot felul de anumite stări care până mai de une se numeau conflicte locale, nu războaie, conflictualitate în diferite domenii, competiție conflictuală,
Există cooperarea pozitivă în care doi oameni se adună să facă un lucru comun și există cooperarea negativă în care ei lucrează pentru a se disimula în părți divergente care să producă beneficii cât mai mari. Nu este formula colaborării win-win, după formula americană, câștigăm împreună, conform unei înțelegeri, ci distrugem cât putem din ambele părți până când celălalt ajunge inferior ca potențial, astfel încât să produc dominații. Suntem în acest moment în care nu se mai merge pe o cooperare pozitivă,